Caravana carierei a ajuns și la Sibiu. Până în data de 7 decembrie vor avea loc mai multe acțiuni în școlile sibiene, în cadrul cărora liceenii aflați în ultimul an vor primi servicii de consiliere și orientare în carieră. Activitatea caravanei se va încheia la jumătatea anului viitor. Până atunci, cel puțin 3500 de elevi din țară vor beneficia de sfaturile specialiștilor. Caravana carierei s-a oprit în această săptămână la Sibiu. Aici vor avea loc întâlniri cu liceeni din cele mai multe școli ale județului. Tinerii vor învăța cu ajutorul celor de la caravană cum să se orienteze pe piața muncii și cum să își aleagă meserii în funcție de cerințele angajatorilor. Astfel, în zilele de 6 și 7 decembrie, specialiștii caravanei se vor afla la grupul școlar Henry Coandă din Sibiu. Acolo vor putea să vină nu doar elevii de liceu, ci și cei din alte școli interesați de intrarea pe piața muncii. Tinerii vor avea acces la consultanță juridică, pentru că știu foarte puține despre dreptul muncii și sunt victime sigure în momentul în care intră în piața muncii. Vor avea de asemenea acces la consultanță fiscală, pentru că de asemenea, și nu numai ei, dar și noi adulții știm foarte puțin despre aceste lucruri. De asemenea, vor avea acces la informații legate de programe, oportunități de finanțare, programe de voluntariat, orice tip de evenimente care pot avea legătură cu educația lor și cu viața lor de zi cu zi. Puteți să ne spuneți până acum, efectiv, caravana, la câți tineri a ajuns? Până în momentul de față, eu personal, împreună cu caravana, am ajuns la circa 5600 de tineri. Cei care au inițiat proiectul spun că tinerii au mare nevoie de ajutor în această perioadă pentru a reuși să-și găsească drumul în viață. Să facă mult mai multe pentru tinerii din România. Peste 90% dintre ei doresc să rămână în România, să aibă un loc de muncă în România, să-și câștige existența aici, să-și asigure viitorul aici, în țara asta. Nu doresc să plece să-și caute destinul pe alte meleaguri. Dar, repet, e obligație pentru că facem foarte puțin pentru ei. În momentul de față, din toate evaluările pe care le-am făcut, tot ceea ce oferă școala este undeva la 15-20% din ce ar avea nevoie un tânăr ca să poată să ajungă un lucrător de calitate în economia României. Și asta pentru că, din păcate, școala a fost în ultimii ani amputată în procesele sale, a fost și este în continuare subfinanțată, lucrurile merg într-o direcție total eronată. Și asta ne costă, asta se vede până la urmă în indicatorii naționali cu care România se raportează și la Bruxelles. Mă refer aici la rata abandonului școlar. În România avem aproape dublul medii europene în ceea ce privește rata abandonului școlar, pentru că datorită sărăciei și datorită lipsei de perspectivă, mulți dintre tineri abandonează actul educațional. Caravana va trece prin toate județele țării până la jumătatea anului viitor.